Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, dragi prieteni! Avem câteva chestii foarte tare. Astăzi trebuie doar să rămâneți alături de noi. Hai să vedem titlurile zilei. Amănunte ies la iveală despre problemele de sănătate pe care le avea regretatul Petrică Mâțu Stoian. Stați cu noi și veți afla imediat ce luptă crâncenă ducea artistul de ani de zile cu boala. Stați cu noi și veți afla imediat ce luptă crâncenă ducea artistul de ani de zile cu boala. Abia după moartea Ilenei Ciuculete s-a aflat despre frumoasa prietenie dintre îndrăgita artistă și maestrul Ion Dolănescu. Acesta nu doar că i-a fost alături în ziua anunții, Ileana era nelipsită de la petrecerile marelui cântăreț. Au împărțit multe și frumoase amintiri împreună. Dincolo de moarte, legătura dintre ei este păstrată de nașa interpretei de muzică populară, Doina Belu, care le face parastasele amândurora, fiind decedați în luna martie la 8 ani distanță. Casa părintească nu se vinde. După dispariția lor, o altă legătură între cei doi a fost scandalul pe avere. Frații Dolănescu s-au judecat 8 ani pentru bunurile rămase de pe urma tatălui lor, iar fiii Ilenei Ciuculete au avut de furcă chiar și după moartea soțului mamei lor, Cornel Galeș. Toate dedesubturile le știe doar Cristi Brancu. Nu ratați dosarul scandalurilor pe avere din muzica populară. Frate, că ai trădat frăția ce ne-a legat, lângă tatăl nostru scump s-a răsucit în mormânt. Lume, lume, bun găsit la voi cu drag am venit să vă cântăm împreună de dor și de voie bună. De ce a plecat din țară pentru o bună perioadă de timp fica lui Aurelian Preda, Ana Maria, și cum își alină dorul de celebrul ei tată, aflați imediat, doar la Exclusiv VIP. Doamne, Tu mi-ai dat putere să trec prin bune și rele, iar Tu, Ana, fata mea, mi-ai înseninat viața. Cum a învins depresia Ana Maria Preda și ce i-ar spune lui Aurelian Preda dacă l-ar mai vedea măcar o dată? Nu ratați Exclusiv VIP. Bravo! Stați cu noi! Cântecul e pentru mine cel mai frumos dar din lume. Dumnezeu m-a înzestat să cânt la lume cu drag. Dai buze fierbinți, de ce să stea cu minți? N-o să le ții așa o viață întreagă. Știm cu toții cât este de talentat la cântat, dar Vlad Miriță mai are o pasiune, traiul sănătos. Așa că n-a mai stat mult pe gânduri și și-a făcut propria fermă de animale crescute prin pășunare. Astăzi, tenorul ne va povesti direct de la Târgoviște, de la moșia sa, cât de ușor sau cât de greu îi e în postura de fermier. Imagini nemai văzute la televizor, imediat, la Exclusiv VIP.
plus multe alte surprize azi, doamnelor și domnilor. Florin Burescu, bunul nostru prieten, a fost pas cu pas, îl știe pe Petrică Mânțu Stoian de 16 ani și a aflat de acolo, în afară de faptul că este un om care l-a iubit pe Petrică Mânțu Stoian și relația de afecțiune a fost de ambele părți. Vreau să te întreb, tu ai fost 3 zile acolo, ce ai auzit, cum ai văzut, ce s-a întâmplat acolo din toate lucrurile care s-au spus, de la suferința legată de despărțirea de el până la această moarte care deja începe să se contureze ca fiind una cu probleme, cu un caz. Bun găsit, Cristi. Da, sunt foarte multe zvonuri. Până se ajunge la o soluționare a acestei probleme, cu siguranță va mai dura mult timp și vom avea un răspuns mai târziu. Eu ce pot să spun, că au fost momente foarte grele acolo. Eu acum am reușit să cunosc surorile lui Petrică Mânțu Stoian și am stat destul de mult de vorbă cu dumnealor. Îți dai seama, în 3 zile am avut timp să vorbim diverse. Ele sunt foarte îndurerate în momentul de față și exact cum au spus, nu se pot exprima și nu pot să facă acuzații pentru că nu se pricep și doar una dintre ele a reușit să meargă să-l vadă la spital în ultima zi de viață și a spus că lasă anchetatorii pentru că ei știu cel mai bine ce trebuie făcut. În schimb, își doreau din suflet să vorbească mai mult cu el înainte de a pleca la această clinică și să-l sfătuiască să nu meargă. Să nu se ducă. Exact. Ceea ce, iată, s-a dovedit și s-a spus pe toate posturile televiziune, pentru că s-a dus, a fost o greșeală. Așa se pare că a fost o greșeală, dar știi cum este acum, dorința lui a fost să se facă bine. Da. El a plecat. Nu, dar e o dorință, asta voiam și eu, nu știu dacă ai observat și tu, a fost o dorință mai presus de orice. Mai presus de orice, exact. Vorba a domnului impresar, parcă l-a tras asta acolo. Asta vorbeam cu domnul impresar și spunea că s-a rugat atât el cât și fetele dumnealui, cu câteva ore înainte de a pleca, s-au rugat într-una, dar mai așteaptă, dar hai să vedem ce se întâmplă, hai să analizăm această clinică, hai să vedem dacă tratamentul e ok pentru tine. Dar îl știm cu toții pe Petrică și știm că atunci când își propunea ceva și își dorea, aia se întâmpla. Da. Este alături de noi legătură Skype Florin Vasilică. El a fost ieri acolo la căpătâiul lui Petrică Mânțu Stoian. Vreau să te întreb, te salut Florin, Dumnezeu să-l ierte pe Petrică Mânțu Stoian. Vreau să te întreb cum a fost ieri și ce ai de spus în legătură cu toate lucrurile care s-au întâmplat. Ce pot să vă spun decât faptul că regret foarte mult dispariția lui Petrică Mânțu Stoian dintre noi, pentru că eram colegi și prieteni buni și de fiecare dată când ne întâlneam stăteam împreună cu toții, stăteam de vorbă. Eu am participat și la acea filmare din data de 4, joi, când, unde a fost prezent și Petrică Mânțu Stoian. Chiar acolo am vorbit pentru ultima dată. Părea că este totul în regulă, părea că este așa cum îl știam din totdeauna. Nimic nu prevestea că s-ar putea să se întâmple o așa mare tragedie într-un timp atât de scurt. Da. Cum ai găsit ieri familia, prietenii? Cum a fost ziua de ieri pentru tine? Eu vreau să vă spun că ieri am stat foarte retras. Am fost acolo pentru că am simțit datoria aceasta morală față de Petrică. Nu am stat de vorbă cu foarte multă lume. Am stat mai retras, fiind foarte multe televiziuni acolo. Noi am decis să stăm puțin mai retrași. Am depus ceea ce aveam de depus, o coroană. I-am adus un ultim omagiu. Era tristețe foarte mare acolo. Este normal, este firesc. Și probabil ar fi fost și mai multă lume dacă n-ar fi fost această pandemie. Ai dreptate. Ce pot să vă spun? Florin, vreau să te întreb, da, dacă voi v-ați întâlnit la acea ultimă filmare, dacă ai avut o vorbă cu el, dacă a fost vreun mesaj sau ceva de care să-ți aduci aminte din acea zi. Da, în momentul în care a văzut că eu eram cu băieții afară acolo înainte de filmare, a venit la noi așa cum făcea de obicei de fiecare dată când ne întâlneam. Am stat de vorbă. Era exact așa cum îl știam din totdeauna. Deci era aceleași glume le-am avut ca de fiecare dată. Noi mai glumeam. Un singur lucru pe care mi l-a spus a fost că ar fi bine să
începem să ne mai selectăm așa unde mergem, unde filmăm și toate cele, să mai avem grijă de noi. Nu mi-a spus nimic de faptul că avea planificat acea internare la acea clinică sau nu știu cum se numește, clinica, da. Ca să facă acolo, da. Așa nu mi-a spus absolut nimic decât lucrul acesta, că ar fi bine să mai avem și grijă de noi, că sănătatea e scumpă și să fie bine. Era... chiar am discutat despre situația aceasta actuală pe care o avem noi, că activitatea noastră este blocată în prezent și era mâhnit de lucrul acesta. Altceva nu mi-a spus, nu se vedea absolut nimic cum că ar fi. Și mi-a mai spus ceva de genul că a slăbit câteva kilograme, nu se prea vedea, adică nu mi s-a părut că era o transformare sau ceva de genul acesta. Mi-a spus că a slăbit câteva kilograme și s-a amuzat că eu m-am îngrășat, că eu am mai pus niște kilograme pe mine și s-a amuzat de lucrul acesta. Da, dar să-mi spună că ar avea ceva probleme sau repercursiuni în urma COVID-ului, eu nici nu am știut până în momentul în care am aflat că este internat faptul că a trecut prin COVID. Da, nimeni de altfel n-a știut până în momentul ăla. Îți mulțumesc foarte mult, Florin Vasilică, să ne vedem cu bine. Dumnezeu să-l aibă lângă el pe Petrică Mățu Stoian. Îmi pare rău că ne-am văzut în așa conjunctură. Îmi pare rău. Așa îmi pare rău. Mulțumesc mult. Te pup, Florine. Așa este. Petrică a fost o persoană care niciodată... Au fost momente în care ne-am întâlnit la spectacole și ca orice om, și vorbesc cu ani în urmă, ai o răceală, ai o indispoziție, ai o stare nu tocmai ok. Ei, Petrică n-a lăsat să se vadă acest lucru nu doar pe scenă, n-a lăsat să se vadă lucrul ăsta nici în spate. Deci, fii atent, ai dreptate și fii atent că după pauză îți propun să vorbim o declarație obținută de colegele mele care au fost la mormântare, de la asistenta care avea grijă de Petrică Mățu Stoian, plus un mesaj șocant din America. Singurul mod în care Petrică Mățu Stoian putea fi salvat de la moarte. Stăm împreună cu Florin Burescu după o scurtă pauză de publicitate. Da, doamnelor și domnilor, împreună cu unul dintre oamenii apropiați și dragi lui Petrică Mățu Stoian, și astăzi mai vorbim, pentru că mai sunt lucruri pe care nu le știați. Să vorbim și să aflăm informații de la o asistentă care a avut grijă de Petrică Mățu Stoian pentru multă vreme. Să vedem informația în exclusivitate pentru voi. Primesc un telefon de la doctorița Berceanu, care era medicul, care au... Spuneați că domnul Petrică Mățu Stoian a leșinat sau cum s-a... La un moment dat îl spune, zice, mie mi-este rău. Nu mie, îi spune inspectorul. Zic, vă este rău? Da, și am văzut într-adevăr că pe fața lui prezenta un fluture, zic, este un puseu de tensiune, haideți, vă așezați un pic să pot să o rezolv pe doamna Gușman și după aceea merg și cu dumneavoastră. Adică mă duc, am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. Doamne, a leșinat sau ce s-a întâmplat? A leșinat. Pur și simplu, a zis îmi este rău și în paloare l-am așezat pe pat. Am luat tensiometru, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate, 20-21 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid, și am chemat infirmiera, l-am suit pe scaun, pe căruț, l-am dus la cardiologie, unde era doctorița Mustafa, unde era și doctorul Bătăiosu. A stat mai multe zile acolo? Câte ore a stat? A primit îngrijiri medicale? Jumătate de oră sau 45 de minute. Da, a primit. I s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat. Da, în afară de acea investigație mare, ecocardiograful, pentru că, datorită puseului de tensiune, i s-a administrat un captopril injectabil, apoi un perindopril mi l-a dat mie doctorița Mustafa și a zis, doamna Luci, în caz de ceva, îi dați dumneavoastră, îi mai luați tensiunea. Deci avea probleme mai vechi cu inima, să înțeleg. Da, atunci am făcut o legătură abia când am auzit ce s-a întâmplat, zic că da, clar. Mai ales că electrocardiograma ieșise ceva modificări și eu
i-am ținut puțin în moral așa când m-am dus să-l iau de jos și să-l aduc pe etajul meu unde aveam pacienta mea. Domnul Petrică Mățu Soian știa despre aceste probleme de sănătate? Adică nu erau necunoscute? Da, eu am mai făcut puse din asta de tensiune, vă rog eu frumos, nu mai țineți morală, că eu îmi revin, mă refac, sunt obosit. Am fost plecat, sunt obosit și așa mi-a zis. Zic, știa. Totuși, da, aș vrea totuși să vă duceți la un medic, să vă faceți niște investigații. Vedeți că există un cardiograf, 4D, zic, care este foarte bun. Se vor vedea vasele, se vor vedea, zic, vă spune pe inima, vă scoate inimioara așa pe bucățele și spune că are ce afecțiune, poate, nu știți, nu, nimeni nu știe, trecem peste, dar acum când ați văzut ce puseu faceți, că e mare, destul de mare, zic că... Cum a început? A început să tremure, nu știu, puteți să-mi descrii subit? Și emoțiile care le-a avut când a văzut, și cu siguranță, când a văzut-o pe doamna Gușman jos, el a strigat, el se zbătea mai repede decât domnul Gușman, el alerga, el, aoleu, ce mă fac, te rog eu, lua bobrăjori în mână, o ștergeau. Și cam asta s-a întâmplat. V-a zis problemele astea cu inima, de la ce s-a făcut? Și obosit, a zis de oboseală, a fost plecat, a venit după nu știu câte zile, plecat, că a condus noaptea și obosit. Dar în astea alte probleme de sănătate, mai știți? Nu, știu, pentru că, vă dați seama, eu nu am pacienți bărbați. E secție de obstetrică ginecologie. Dar l-am avut ca pacient și pare rău că, uite, s-a întâmplat inevitabilul. Venea des la controle sau cum se întâmplă? Nu știu. Deci nu sunt pe cardiologie. Vă mai spun. Ce ați auzit? N-am auzit multe lucruri, că după aceea nu mai am întâlnit decât acum 3 ani sau 4 ani la mare, când cânta la teatru de vară, când m-a văzut și a zis: doamna Luci, vă salut. Este doamna care mi-a dat un strop de viață. A venit cu un buchet de flori, mi l-a dat, eram al 4-lea, al 5-lea rând pe mine, eu eram foarte fericită, satisfăcută. A zis: mai ușurel, că văd că iar sunteți obosit. Și a zis: Gata, adică căuta să mă potolească repede. Și cam asta s-a întâmplat. Florin Burescu, vreau o mărturie foarte interesantă, fără niciun fel de discuție. Hai să vorbim puțin despre ceea ce ne spune domnul doctor Alexei din Las Vegas. Și pe aia vreau să te întreb și ce ai observat, ce ai auzit, ce crezi în legătură cu acest lucru. Citez, o să vedem și citatul pe ecranul nostru. Singurul mod prin care Petrică Mățu Soian ar fi putut fi salvat de la moarte în cazul de sângerare în plămâni și din cauza barotraumei produse de tratamentul cu oxigen hiperbar, terapia HBOT, este procedura barotratamentul ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, pentru că alveolele erau pline de sânge și exudat inflamator și intubarea mecanică nu ar fi avut decât șanse minime să-i salveze viața. Medicii trebuie să fie de acum înainte pregătiți pentru o situație similară. Pacientul poate fi intubat de o urgență și când se vede că sângerează din plămâni, trebuie atașat acest aparat care funcționează ca un plămân artificial din afara corpului pacientului. Deci, practic, ca să înțelegeți că sunt mulți termeni medicali, ar fost un plămân artificial pentru că plămânul lui ar fi cedat. Procedeul este similar dializei renale, care elimină toxinele din sânge. Acest aparat oxigenează sângele pacientului până când plămânii își revin de la șocul sângerării, barotraumei și infecțiilor. Da, părerea domnului Alexie din Las Vegas. Îți dai seama că noi nu-l putem contrazice pe domnul doctor, sunt convins că așa ar fi fost. Eu ce pot să spun este exact ce am auzit acolo. Eu nu cunosc, îți dai seama, n-am ultimele clipe ale maestrului, le știu doar câțiva oameni și îți spun ce am auzit de la acei oameni. Se pare că din punctul tuturor de vedere, greșeala majoră a fost că în momentul în care a ajuns la acea clinică pentru acest tratament cu oxigen sau cum se numește el, nu i s-au făcut toate analizele necesare și investigațiile ca să-și poată da seama care sunt problemele și, între ghilimele, bubele pe care le are corpul maestrului. Da. Acum, știi cum este? În momentul în care tu te duci la o astfel de recuperare, te gândești că te faci bine, nici de cum că trebuie să spui: păi stai că m-a durut în spate, stai că am probleme cu inima, stai. Cu toate că el, am înțeles că a dus toate hârtiile doveditoare că are probleme cu inima chiar de la domnul doctor cardiolog, din câte am înțeles. Da. Acum,
e clar, supărarea tuturor, sau între ghilimele supărarea, este aceea că nu s-au făcut analize înainte de a începe tratamentul. El a ajuns la ora 12, din câte am înțeles, la clinică sau un pic mai devreme, iar la ora 2 deja a intrat în camera hiperbară. Hiperbar, da. Ceva de genul. Acolo, într-adevăr, sunt niște discuții care cu siguranță vor fi lămurite și urmează, după cum ați aflat, mai multe rezultate în urma autopsiei și a tuturor analizelor și ne vom da seama că unde s-a greșit, unde a greșit Petrică Mâțu Stoian și unde au greșit poate cei care n-au făcut un set complet de analize înainte să-l băgăm pe om acolo. Pentru că am auzit multe voci foarte importante care au spus acest lucru. Aș vrea să comentăm împreună și o reacție extrem de emoțională a lui Constantin Enceanu. Dacă ați putea să-i mai spuneți ceva, ce i-ați spune? În primul rând, l-aș certa ca pe un copil mic pentru că a plecat acolo. N-am văzut benefică plecarea lui din start, nu știu de ce. Nu mă întrebați de ce, nu știu. Am presimțit. Ca o presimțire. Asta vreau. Am presimțit că se duce degeaba, că ceva nu e în regulă. Dar și eu atât de pornit și chiar l-am dădăcit un pic la cap și chiar l-am beștelit, cum se zice, așa, mai în glumă, mai în serios. Bă, dar ce ți-a venit? Du-te, mă, de aceea, că sunt alte locuri mult mai frumoase. A făcut un pas greșit, pas care l-a costat, se pare, viața. Nu se pare, asta e adevărul, l-a costat viața. Nu l-aș fi lăsat sub nicio, dacă știam că se întâmplă ceea ce s-a întâmplat, deci știam că mă puneam în fața lui și vorba aia ne băteam până răzbea unul dintre noi și nu-l lăsam să ducă acolo. Nu știu, am presimțit eu că nu e bine să ducă. Nu știu de ce, nu mă întrebați de ce. Nu mă întrebați că nu-mi dau seama. Dar eram atât de pornit, fără să știu că el a avut să discuții, de fapt, cu domn profesor, cu ceva vreme în urmă. Fără habar n-am avut că nici domn profesor n-a fost de acord ca să-l lase să plece. Uite, din nefericire s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, incredibil. Ce mi-a spus și Steliana Sima. Doamna Steliana Sima, am vorbit cu dumneavoastră ieri în timp ce se desfășura slujba la biserică și exact același lucru. Am întrebat-o și eu la fel. Zic, dacă ar fi ceva să-i spuneți, v-ați fi dorit să-i spuneți? Și a zis, l-aș certa, l-aș lua de mână și l-aș zgudui. Dar în același timp, Cristi, acum, noi toți, și tu poate, și eu recunosc că acum majoritatea, noi acum am aflat de fapt unde a mers el. Pentru că Petrică spunea sub felul următor, merg la o clinică, este un tratament cu oxigen, avem cazare, e frumos. O să mă zic, părea un fel de recreere. Exact, părea o mini-vacanță, 15 zile. Nu părea nimic invaziv, ai dreptate. Asta este toată chestia. Noi acum, da, într-adevăr, am stat și am analizat procedura și am văzut. Eu cred că inclusiv maestru Petrică Mâțu așa a gândit-o. A zis, domne, merg și eu 15 zile, ne detașăm. Vara asta noi am avut evenimente cu toții, slavă Domnului, ne-am mai mișcat în stânga, în dreapta, n-a fost o vară moartă. E posibil ca după toate evenimentele astea, după ce s-au terminat evenimentele, au început filmările pentru sărbători și așa mai departe. Este normal că la un moment dat obosești. Obosesc eu la 30 de ani. Dar un om care 30 și 40 de ani a stat pe scenă și a alergat. Și Florin, era vorba de o operație care fusese amânată pentru inimă, odată, și în al doilea rând, el trecuse printr-o suferință, că părea, din ce am aflat, că ar fi avut COVID, iar asta cu siguranță afecta în privința oboselii. Și plus, tu crezi că este posibil ca el să nu fi știut toate detaliile? Eu sunt convins. De fapt, Doamne iartă-mă, nu pot să spun lucrul ăsta, dar eu sunt mai mult ca sigur că nu s-a informat suficient pentru acea clinică. E o ipoteză foarte posibilă. Hai să o vedem pentru un minut și pe Mariana Ionescu Căpitănescu cu aceeași întrebare dureroasă. Dacă l-ați avea momentul de față, în fața dumneavoastră, ce i-ați transmite? Care ar fi ultimul mesaj? I-aș transmite că viața a fost frumoasă pentru el, dar soarta i-a fost foarte crudă. Pentru că nu merita el să îi se întâmple asta. El a făcut atât bine, a ajutat atâția interpreți, atâția oameni care au avut nevoie de ajutorul lui, nu a știut să zică nu,
și parcă a fost o pedeapsă pentru el să fie așa secerat dintr-o dată, fără să aibă agonie, să își aștepte sfârșitul, fără să presimtă asta, pentru că eu nu cred că el a presimțit că va muri, pentru că era atât de vesel ultima oară când ne-am întâlnit, parcă era mai vesel ca altă dată. Și aș spune că nu merita această soartă și că ne lasă mai săraci și că o să-l, nu știu, o să-l plângem, așa cum am făcut și zilele acestea. O să-i simțim lipsa în scenă lângă noi, pentru că el ne încadra, el și Costică Enceanu, ne încadra pe noi și la filmări, întotdeauna atunci când filma unul dintre noi, ceilalți eram în jurul celui care era în centrul atenției în scenă sau într-un platou de filmare. Așa că ne va lipsi extraordinar, dar cel mai mare regret al meu este că nu s-a bucurat mai mult de viață. Nu s-a bucurat mai mult de viață. Păcate, viața a fost destul de scurtă pentru Petrică Mâțu și vreau să spun că aseară m-a sunat Florentina Petrescu, voi fi în Londra cu Jenny Nicolau și Cornelia Tică de Revelion și știi ce ne-a rugat? Ca în repertoriu din seara respectivă să fie câteva piese de ale lui Petrică Mâțu Stoian. Atât de multe mesaje am primit de la oameni din străinătate încât nu mi-a venit să cred. Pe lângă oamenii care au venit acolo, miile de oameni, sunt foarte mulți români care l-au apreciat, îl apreciază în continuare și sunt convins că maestru Petrică Mâțu Stoian nu va muri niciodată din amintirea noastră, pentru că ne-a lăsat un repertoriu atât de bogat și atât de frumos încât nu ai cum, crede-mă, în Oltenia sunt oltean, în Mehedinți, în Olt, peste tot, asculți la nuntă trei sferturi din program piesele maestrului Petrică Mâțu. Așa este. Un semn de prietenie pentru Florin. Mulțumesc, mulțumesc. O pupe Oana. Da, da, și Oana te pupă pe tine. Doamnelor și domnilor, schimbăm subiectul, schimbăm registrul. Lume, lume, bun găsit, la voi cu drag am venit, să vă cântăm împreună de dor și de voie bună. De ce a plecat din țară pentru o bună perioadă de timp fiica lui Aurelian Preda, Ana Maria, și cum își alină dorul de celebrul ei tată, aflați imediat, doar la Exclusiv VIP. Doamne, Tu mi-ai dat putere să trec prin bune și rele, iar Tu, Ana, fata mea, mi-ai înseninat viața. M-a învins depresia, Ana Maria Preda, și ce i-ar spune lui Aurelian Preda dacă l-ar mai vedea măcar o dată? Nu ratați Exclusiv VIP. Bravo. Stați cu noi! Cântecul e pentru mine cel mai frumos dat din lume, Dumnezeu m-a înzestrat să cânt la lume cu drag. Da, 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 da. Unchiul Mădălin Voicu este aici, mai vorbim diverse, dale casei, cum s-ar spune, o să vorbim la microfon, nu? Am auzit că la televizor. La microfon. Da, bine ai venit. Nu știu dacă, cred că din subiectul ăsta care a ocupat ultimele zile, este de reținut. Știu că nu de seara asta ne-am întâlnit, că e bine ca înainte să ne ducem într-un loc, să ne interesăm ce ne face locul ăla la sănătate, corect? Păi, e obligatoriu, nu că spun eu sau tu. În general, da, de multe oamenii... ori românul se tratează după urechi. A auzit el. Bine, acum a te tratat după ureche înseamnă că ți-asumi și riscul să pățești. Absolut. Ce a pățit mea Petric. Dar hai să fim totuși serioși. Se întâmplă de foarte multe ori ca din vorbă în vorbă să auzi că ca... nu știu, ca lăutarul, să zicem așa. Dom'le, du-te acolo că ăla e bun, sau ia medicamentul ăsta că e bun, sau fă tratamentul cu tare. Este o prostie, adică e, pe lângă primitivism, este și un risc enorm să pățești ce a pățit Nea Petrică, nu?
Așa este. Da, doamnelor și domnilor, astăzi aș vrea să vorbesc cu Madalin voi cu două chestiuni. Una este un dosar, pentru că, iată, a murit un cântăreț de muzică populară, important, Petrică Mâțu Stoian. Să ne aducem aminte de alte două dispariții care au fost legate de cearta pe moștenire. Aici nu sper să nu fie cearta pe moștenire, deși și la Petrică Mâțu Stoian, domnul impresar spune că el este familia, ceilalți, sora și prietenii spun că familia a fost soția și, și sora. Nu știu dacă va fi o... Dar hai să vedem cum a fost un dosar marca Exclusiv VIP, apropo de Ileana Ciuculete și Ion Doronescu. Cum să împar banii, că de la bani să-mi pute treaba, unchiule? Hai să vedem și după aceea mai avem și o chestie de veselie cu unchiul. Abia după moartea Ilenei Ciuculete s-a aflat despre frumoasa prietenie dintre îndrăgita artistă și maestrul Ion Dolănescu. Acesta nu doar că i-a fost alături în ziua nunții, Ileana era nelipsită de la petrecerile marelui cântăreț. Au împărțit multe și frumoase amintiri împreună. Dincolo de moarte, legătura dintre ei este păstrată de nașa interpretei de muzică populară, Doina Belu, care le face parastasele amândurora, fiind decedați în luna martie la 8 ani distanță. Casa părintească nu se vinde. După dispariția lor, o altă legătură între cei doi a fost scandalul pe avere. Frații Dolănescu s-au judecat 8 ani pentru bunurile rămase de pe urma tatălui lor, iar fiii Ilenei Ciuculete au avut de furcă chiar și după moartea soțului mamei lor, Cornel Galeș. Omule, viața ta, fășeșere inima. Ion Dolănescu a încetat din viață pe 19 martie 2009 în locuința sa în urma unui șoc cardiorespirator. Ileana Ciuculete a plecat în lumea celor drepți după o lungă suferință într-un spital privat diagnosticată cu hepatită tip C, ciroză hepatică galopantă și cancer la ficat pe 14 martie 2017. Ambele decese au dus la un zbucium sufletesc al familiilor, curmat de tăișul crunt al banilor. Frate, că ai trădat frăția ce ne-a legat, plâng că tatăl nostru scump s-a răsucit în mormânt. Ionuț și Dragoș Dolănescu au început un adevărat război pe averea pe care urmau să o moștenească de la tatăl lor. Cei doi frați s-au certat pe ce a agonisit maestrul Dolănescu timp de 8 ani și și-au aruncat vorbe grele de câte ori au avut ocazia. Mama mea, Maria Ciobanu, a avut un alt statut în viața lui Ion Dolănescu. Mama lui Dragoș a fost o întâmplare în viața tatălui meu. Era o femeie frumoasă, era studentă la Cluj, la medicină, tata primea scrisori la TVR de la ea. Făcuse o pasiune pentru tata. El a luat-o într-un turneu, apoi nu s-au mai văzut o vreme. Când era gravidă, în 9 luni, a venit la ușa noastră cu burta la gură. Așa s-a născut Dragoș. Tata l-a recunoscut și chiar a deschis un proces ca să aibă grijă de el. Dar Margarita, care acum este doctor ginecolog în Costa Rica, l-a scos fraudulos din țară. Ionuț nu a lăsat niciun atac fără replică. Ion a iubit-o foarte mult pe mama. Eu am ținut enorm la Ionuț. Dacă îmi cerea să mă arunc de pe casă, mă aruncam de dragul lui. Acum de ce se comportă așa și dă în mine și în mama? N-o să se schimbe niciodată. Poate că n-are treabă și dă din gura iurea. Eu muncesc mult în Parlamentul din Costa Rica, unde sunt deputat. Ajutăm oamenii săraci cu mâncare, am cărat și eu sași cu alimente. Nu doar banii agonisiți de Ion Dolănescu au dus la mari scandaluri, ci și drepturile de autor care au rămas de pe urma marelui cântăreț. Ionuț face miliarde de pe urma morții lui tata, îi folosește imaginea ca să aibă concerte. Dragoș visează miliarde din drepturi de autor. Dacă el crede că se câștigă așa de bine, să susține și el spectacole, să scoată cărți, să facă o fundație în memoria tatălui nostru. Nu-l ține nimeni. Banii sunt puțini și toți merg în CD-uri sau în cărți, nu la mine în buzunar. Frate, că ai trădat frăția ce ne-a legat, plâng că tatăl nostru scump s
s-a răsucit în mormânt. După ani întregi de procese, termene și amânări, în urma mult așteptate sentințe, fiecare dintre ei a rămas cu câte o casă, cu mai multe terenuri, dar și cu jumătate din drepturile de autor ale tatălui lor. Dragoș Dolănescu nu a fost tocmai mulțumit de sentința dată recent de tribunal, însă, sătul de tot acest proces chinuitor, care s-a dovedit a fi un adevărat război al nervilor, el nu intenționează să facă recurs. În urma deciziei, eu voi rămâne cu casa din Sinaia, cu câteva terenuri, dar și cu jumătate din drepturile de autor evaluate pe 70 de ani la 114.000 de euro. S-au strâns într-un cont în cei 9 ani de la decesul tatălui nostru suma de 35.000 de euro din drepturi de autor pe care o vom împărți în mod egal. În plus, Ionuț va trebui să mă despăgubească în termen de 3 luni cu o diferență de 42.000 de euro. Mult prea puțin, căci în mod normal ar trebui să-mi dea 200.000. Cum Ionuț nu mai are voie să folosească de unul singur numele tatălui lor, iată că acesta se vedea nevoit să colaboreze cu Dragoș, deși ei nu-și mai vorbesc de la moartea maestrului. Până în prezent, Ionuț s-a ocupat singur de fundația tatălui meu, dar și de festivalul Ion Dolănescu, însă de acum înainte va trebui să mă consulte în tot ceea ce face legat de numele părintelui nostru. De la moartea iubitei cântărețe, fiii ei, Mugurel și Cristian Sfetcu, au dus o adevărată luptă pentru bunurile mamei lor cu Cornel Galeș, bărbatul pe care Ileana l-a iubit enorm și care a făcut-o mireasă. Bogăția Ilenei Ciuculete a dus la acuze foarte mari și la un scandal imens mediatizat. Mă acuză la nivelul crimei. Trebuie să iau măsuri. O să punem pe tapet cine a îmbolnăvit pe cine și o să urmeze un proces. Am prieteni mari care au văzut că nu am niciun obiect de artă. Bijuteriile au fost împărțite. Mobilierul din casă valora în jur de 4.000 de euro. Nu sunt milionar, sunt angajat. Sunt acuzat că am fost toată viața un întreținut. I-am dedicat în casă un colț zânicii. Regret că zâna a avut dreptate în legătură cu mentalitatea lui Mugurel. Nu e o casă în care locuiesc zi de zi. Este o casă de burlac, spunea Cornel Galeș la vremea respectivă. Pe 1 decembrie 2019, Cornel Galeș a murit în urma unui accident rutier în Spania. Lupta pentru averea Ilenei Ciuculete a continuat și după decesul acestuia. Cristian și Mugurel Sfetcu au cerut executarea silită a fiicei soțului mamei lor, care este moștenitor de drept al averii lui Cornel Galeș. La mijloc erau 10.000 de euro, bani în privința cărora instanța a decis să ajungă la băieții regretate artiste de muzică populară. Scandalul a continuat și la 4 ani de la dispariția Ilenei Ciuculete. Adevărul a ieșit la iveală la Exclusiv VIP cu câteva luni în urmă. În momentul când s-a vândut casa de la București, da, el trebuia să dea procentul copiilor, noi eram copiii ei și cum legea prevede, aveam și noi sfertul nostru. El avea 3/4 din tot. El ne-a ascuns faptul ăsta, a vândut vila fără să știm. Noi n-am știut despre lucrul ăsta, că știi bine că exact în perioada aia am aflat prețul, 100 și ceva de mii exact. Euro. După care a murit mămica, el cu banii după vilă și-a cumpărat un apartament aici în Cosmopolis, exact. Așa. Pe care l-a arătat la televizor și era un apartament boboc, așa, bine făcut. Da. Noi în momentul când am început procesul cu el, de la început avocații noștri s-au dus, primul și primul lucru au pus litigiu, au notat la cartea funciară aici în Ilfov, pe apartament, ca să nu poată el să-l vândă mai departe, că ăsta era următorul pas pe care îl făcea. Între timp, el a plecat în Spania, a închiriat la cineva apartamentul. A închiriat la un elvețian, da, apartamentul. Elvețianul cu el a făcut cel mai probabil un act, o promisiune, în care ăsta s-a obligat, elvețianul i-a dat lui Cornel anumiți bani, o sumă, nu știu, vai de mine, 30-40 de mii. Actul ăla n-are nicio valoare, că ăla nu este făcut, terminat prin notariat. N-are cum, din moment ce era litigiu la cartea funciară, n-avea cum să vândă. Înțelegi? Cornel a murit între timp în Spania. Procesul nostru a mers mai departe, am avut hotărâre definitivă de la judecătorie. Între timp el făcuse recurs când era în Spania, i-au respins-o și ne-a dat definitivă de la tribunal din București. Înflorea tot pământul, mă. Tu iartă-mă negreșit, mă. Of all.
În muzica populară s-au făcut bani foarte frumoși și se fac în continuare. Numai că în momentul în care dispare mina de aur, cum a fost, de exemplu, și Ion Dorănescu, o adevărată mină de aur, și Ileana Ciuculete, urmașii încep balamucul. Cum să facă lumea, sau ce părere ai de chestia asta, apropo de faptul că lumea, știi, deci băieții, Ionuț și Dragoș, unul lângă altul. Cum s-a terminat și a început să împartă banii, grenade, scuipături, chestii, socoteli. Ca să nu mai vorbesc de domnul Galeș, Dumnezeu să-l ierte, care în ziua în care a murit Ileana Ciuculete, tocmai se transfera ultima parte din bani, din vânzarea casei. Băi, Cristi, astea sunt chestiuni care țin de, nu știu, filonul fiecăruia, bun simț, educație, caracter. Dacă, sigur că problema banilor este o problemă planetară, ce să zic. Nimeni pe acest pământ, cred că nu scoate din idei, conversații, gândire, noțiunea de bani. Dar să ajungi din frate să te faci dușman și să te urăști și să pui totul în seama unei forme de-astea brutale și rudimentare de a îți atinge scopul, care scopul fiind banii, da. Mie mi se pare barbar. Adică nu știu, n-am... Bine, eu sunt și un foarte prost gestionar de bani, în sensul ăsta vorbesc, adică banii nu stau la mine. Poate că există niște, nu știu, niște carențe, niște nemulțumiri, niște probleme care în viață i-au marcat pe ăștia care se luptă pentru bani. Uite, de exemplu, Ana Maria Prodan a moștenit de la maica sa, pe care o cunoaștem cu toții, eu am iubit-o, am respectat-o, averea milioane pe care... de euro. Cum? Milioane de euro. Da, averea pe care a știut să o gestioneze, da. Adică n-a avut doar ambiția, dăm banii să fie la mine, să fie ai mei. A știut ce să facă cu ei, da. Asta este o chestie de talent, da. Altfel riști să rămâi în pielea goală. Da. A început să gătească Iulian acolo, vine imediat și maestru să gătească Marius Bodochi. Până atunci însă, stimați respectatori, pauză și ne întoarcem. Înainte să vedem cine e la gătit și după aia să mai comentăm cu unchiul, doamnelor și domnilor, nu uitați, astăzi este ultima zi din această săptămână în care puteți intra pe Facebook Prima TV ca să participați la concursul nostru Avem Grijă de Sănătatea Ta. Prima TV și Sanopas Fit pun la bătaie abonamente la cel mai tare festival cu hashtag în față. Spune acolo repede remediul tău pentru febra musculară și poți câștiga unul dintre cele 7 abonamente de festival care îți oferă acces la peste 900 de clinici și peste 100 de săli de fitness într-un singur click prin aplicația SanoPass. Sunt 7 abonamente. Trebuie să trimiteți până în această seară, până la 12 noaptea, răspunsurile voastre. Repede, deci nu mai aveți timp, nu mai pierdeți vremea. Mâine anunțăm câștigătorul. Mai e și săptămâna viitoare. Deci eu zic să-l luați acum. Până una alta, așadar, participați la concursul, să vă mai spun până la final, să vă intre bine în cap. Doamnelor și domnilor, ce înseamnă să te uiți hamletian la o rețetă de gătit? Marius Bodochi intră în concursul nostru exclusiv șef. Marius nu știe, șef mandarină. Poate să fie numele de cod, 1444. Nu știu, întrebăm pe domnul. Nu e mandarin, este mandarină. Ce faceți, maestre? Ce fac eu? Da! Uite, vreau să-ți dedic o rețetă foarte bună pe care am învățat-o de la doamna Florina Cercel. E vorba despre un orez care se amestecă cu mai multe feluri de brânză, cu puțin unt, și se pune la cuptor după ce amestecul e gata, cu orezul fiert, bineînțeles. Da. Și o să vezi și tu ce bun e. Un risotto contro formaggi astăzi. Astăzi mergem reinterpretat în română, să zicem. Da. Da. Și e foarte bine ca brânzet, o parte din brânzetul să fie afumate și avem un cașcaval afumat. Da, mai aveam și niște sticle de vin în spate ca să ne afumăm noi odată cu brânzeturile și să Iulian, înțeleg că ai treabă cu maestrul Bodochi, schimbați pe burtier, că îi dăm mielul acum. 1444, șef mandarină, schimbați de pe burtier. Ne întoarcem la Mădălin Voicu. Ia și mie să acolo, domnule. Ce ne facem? Că uite, cineva ți-a furat patentul.
viitor n-avem. Care nepoate? Ce? Păi eu știu că ți-a furat patentul în sensul în care tu erai câți băieți ai tu, câți fii? Din câte știu, 6. Din câte știi, 6. Raportați toți... Da, în evidență. În evidență, da. Pe semnătură, în custodie. Bun. Domnule, Laurenț... Da, am o fată... Ai o fată... Care cât face, da, cât șase băieți. Regia, vă rog frumos că, uite, ne-am luat cu vorbele de nervi și de altceva. Vă rog, căutați o poză cu Ioana Voicu, da? Vă rog să căutați, repet, repede o poză cu Ioana Voicu, pentru că o să vorbim despre ea. Avem o informație în exclusivitate, bomba bombelor. Prin urmare, repede căutați o poză cu Ioan. Laurențiu Reica... Abia ți-am spus și te și spart în anchetă. Nu, încă nu m-a spart în anchetă, că n-am spus nimica. Tu poți să spui ce vrei acum. Deci, vreau să te întreb lucrul următor. Laurențiu Reica ți-a furat patentul. Este la al treilea băiat. Am aflat astăzi în presă că Laurențiu Reica va avea un băiat cu a treia. Deci cu Mariana Luca, Laurențiu cu Ana Maria și cu Corina... Nu știm cum o să-l cheme, dar băiat. Bă, acum, pentru băiat trebuie dreapta sus. Dreapta sus, da. Da. Ai înțeles, și... Morise? Da, da. Băi, deci ți-am mai spus o dată. Deci dreapta sus și stânga jos. Stânga jos, dacă vrei, bă, fată, dacă mă. Vrei dreapta... Fată. Deci trebuie să știi exact. Dar depinde și cum o așezi. Așa, da, adică da, da. Asta da. E problema. Nu, dacă dai stânga sus, s-ar putea să te complici. Și dacă e sensul, poate să iasă gemeni. Poate să iasă gemeni. Dacă, și dacă vrei tripleți, dreapta jos. Și dacă e sens unic? Bă, dacă e sens unic, păi dar ce e giratoriul la tine acolo? Vezi, îți dă treabă. Ia uite-l, bă, băiatule. Da. A, da, sigur că da. Ai tu să fii astăzi nu mănânci. Da, uite că Marius umbră la... Te-am prins cu degetele în brânză, da, domnul Marius. Da. El gustă înainte de a găti, e foarte important. Hai să schimbăm și burtiera, că vorbim acum despre Laurențiu Reica. Lucrurile par a fi destul de clare în legătură. Da, bă, lasă-i trăiască, bă, ce mai contează acum? Cu despărțirea lucrurile încep să fie destul de clare, da? Să fie copilul sănătos. Care? Bine, fiecare face cu viața lui... Ce crede că e mai bine? Perfect. Mai și greșim, unii dintre noi, da, că și eu am pățit trei experiențe, să zicem. Dar stai o secundă, deci tu ai 6 băieți, da, cu câte doamne? Da, da. Păi stai puțin, că să le numărăm. Am 2 din flori. 2 din flori? Da. 2. Da, da, când am fost căsătorit, adică fără acte. Da, mă, da, da, deci 2 femei, eram da, mă, câte da, femei. Da, da. Adică tu ești mai tare decât Cristi Borcea, care și tot așa are echipă. Da, bă, l-am depășit la număr. La număr te-a depășit, da. Că el la un moment dat cu aceleași femei, 3 cu Valentina, 3 cu Mihaela. Păi exagerează, exagerează. Dar chiar așa te fixezi. Da. Da, bun, deci după care cu... cu Adriana 2. Cu Adriana, nu cu Adriana de acum. Da, am avut pe Ioan. Adriana, mama lui Tudor și a Ioane. Am avut pe Ioan. Da. Care, din păcate, a murit. Da. La 2 ani, 2 ani și 2 săptămâni. După aceea, Adriana mi-a făcut 2, adică pe Ioana și pe Tudor. Da. După aia am avut, înainte de Adriana, am avut o prietenă care a plecat în Italia, născând aici, și a plecat cu copilul în Italia, Alexandru. După aceea a venit Carmen, care mi-a făcut... 2 băieți. Aș. Adică i-am făcut eu, nu mi-a făcut ea. Am înțeles, tu i-ai făcut. Da, normal. Asta e. Și am zis, bă, gata, am făcut copii până la 65 de ani, mă opresc. Deci, mama lui Mădălin Junior, mama lui Bogdan, da? Mama lui Bogdan, mama lui Alexandru. Mama Alexandru din Italia. Da. Carmen. Carmen și cu Adriana. Și cu Adriana. Adriana... 5. Ai înțeles, mă, cum să face schemă de 5. Deci, până acum, Laurențiu Reica se află mult în spatele topului, doamnelor și domnilor. Când să pornește omul nostru... A? Trebuie să avem grijă. Dacă a făcut și dacă face băiat, înseamnă că are os bun. Are os bun, nu? Da. Dar ție, la un moment dat, nu ți-a plăcut de el că a fugit de lângă Ana? Nici acum nu-mi place. Da, nu știu, nu pot să intru în amănunte sau în detalii, că nu cunosc situația. Speța, da. Da, da. În general, eu îi vedeam ca pe o pereche mișto, adică eu o cunosc pe Ana de când era mică. Da. Da, asta e o fată foarte ambițioasă, extrem de talentată în a face bani și care îți dă siguranță, nu știu, așa... Da, 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 da. E foarte stăpână pe ea, știi? Ce-o fi plecat, eu știu, bine, băieții mai pleacă...
dar se iei cu ricoșeu, adică se întorc, știi? Ei, se întorc, mă, se întorc cu ricoșeu, dar deja e vorba despre o sarcină. Nu-i cu ricoșeu ca și cum ar fi cu ricoșeu, că ai plecat și te mai întorci. Ce faci, te întorci, dar știi că între timp mai pune un tacâm la masă. Da, mă, da, vina nu este a noastră, a bărbaților. Nu? No. Nu. No. O femeie, dacă vrea să rămână însărcinată, rămâne însărcinată. Dacă nu vrea, nu rămâne. Adică ce e o chestie că... Și asta e adevărat. Nu e loterie, că dai cu banul. Așa este. Până când trecem prin bucătărie, vrei să stai acum să vezi o chestie tare? Ce, ce crezi că poate să facă un mare tenor? Ce poate să facă? Ce poate să facă? În afară să cânte? În afară să cânte. O fermă bio cu animale. Fii atent. Vlad Miriță. Vlad Miriță, o voce absolut senzațională, mișto, doamnelor și domnilor. Colega noastră, Simona, se află la, la Târgoviște, unde prietenul nostru Vlad Miriță ne arată în premieră, într-un live, într-o transmisiune cu camera acolo, ferma lui, porci, pui. Deci, da, atenție că trebuie să înțelegeți cum se hrănesc. Am vorbit cu Vlad Miriță, te crucești să vezi ce se pricep. Repede de acum, adu doi purcei de lapte, ia, bun venit! Bună ziua, Cristi, bună ziua tuturor. Știm cu toții că hrana sănătoasă este greu de găsit pe piață, așa că acesta este și motivul pentru care tenorul Vlad Miriță, împreună cu un bun prieten, și-a deschis propria fermă. Bună, Vlad! Bună, Simona! Spune-ne, te rog, ce animale crește aici? În locul ăsta creștem purceii. Salut, Cristi, salutări invitaților din platou. Nu știu cine e acolo, știu că mai e cineva. Și... ne bucurăm că ați venit pe la noi, mai să ne prindă întunericul. Ne-am sincronizat la fix. Deci aici suntem în țarcul purceilor, purcei generația tânără. Mai avem o categorie care așteaptă cu nerăbdare Crăciunul. Mai mult noi decât ei. Și mai avem pui și curcani, dar ei sunt mai departe de noi și nu putem ajunge acolo foarte repede, așa că am ales țarcul cu purceii pentru că e cel mai ofertant din punct de vedere estetic. Vlad, te rog să explici oamenilor de acasă. Simona, stai un pic, e foarte important, după care te las să pui întrebarea. Explică de ce, cum faci tu hrana și care-i treaba, că ei trec printr-un circuit, mai povesti, mănâncă iarbă, adică ești profesor la chestia asta, povestește un pic. Uite, chiar, chiar asta fac acum ei. Toată filozofia, sau să zicem așa, aspectul principal în toată povestea noastră este faptul că nu numai purceii, toate animalele pe care noi le creștem au parte de spații tot timpul înierbate. Asta este foarte important și se traduce într-o carne foarte sănătoasă și într-un profil lipidic, nu știu dacă mă exprim chiar corect, că nu sunt de specialitate, adică grăsimea pe care ei o au este de calitate foarte bună, adică omega-3-ul cel vestit pe care îl recomandă toți nutriționiștii. Acesta este secretul, iarba, faptul că au acces la iarbă și o consumă în cantități considerabile. Sigur că ei mănâncă o uruială făcută aici în zona noastră de un producător local, pentru noi special, dar faptul că sunt liberi și faptul că au acces la masă verde, asta este esențial. Da. Da. Da, pot să-l întreb. Uite. Și eu ceva? Uite, Madalin Voicu vrea să spună o întrebare, Vlad. Salutări, maestre. Salut, salut, Vlade. Băi, vreau să știu și eu, pe animalele astea le păzește cineva sau sunt la liber așa? El a redit mai moșia acolo. Ele au un... sunt ca și noi acum, au o libertate controlată, știi? Sunt, ei au niște padoc, au niște padocuri foarte bine delimitate, care tot timpul se mută, adică noi avem un gard electric care delimitează padocurile. Ei învață foarte bine să lucreze cu gardul ăsta electric și atunci stau în perimetrul respectiv, care este foarte frumos și foarte, ei sunt foarte mulțumiți, nu se plânge niciunul. Și după aceea, când se termină vegetația într-un loc, îi mutăm într-un loc proaspăt, cu vegetație nouă, așa încât vegetația care a fost consumată să se refacă între timp.
Am înțeles. Da, deci, plus că avem și noi vreo 2-3 oameni aici care au grijă de ei în fiecare zi. Adică îi verifică, da, cât, cât de să mult, fie curent cât, pe gardă. Cât de mult teren ai acolo, Vlade? Aici avem undeva la vreo 3 hectare, 3 hectare și jumătate aproximativ. Bravo. Cam așa. Da, e bine. Și pentru porci, și pentru pui, și pentru curcani. Da. Trebuie să înțelegeți că acestea sunt economiile și investiția unui artist care și-a câștigat banul pe scenă și într-o bună zi, Vlad Miriță și-a dat seama că și a fost vizionar. Uite, acum artiștii stau acasă, mulți dintre ei. Corect, corect. Vocile, da? E, Vlad are treabă. Și mi s-a părut foarte interesant când am vorbit cu tine că apropo de pui, apropo de curcan, tot acest circuit pe care îl faci, tu ai învățat o groază de chestii, e foarte tare și felicitări, deci e chiar spectaculos ce faci. Înțeleg că pui și curcanii, acum noi am văzut, știi, înainte se spunea să plimbi ursul, acum prim porcul, știi? Îl plimb ca să mănânce iarbă, ca să fie sănătos. Cum ești cu... deci ai pui, curcan, cum e la ăștia tot așa, cu plimbat cu iarbă sau cum e? Că în general, porcul mânca toate mizerile. Da, bă, nu mănâncă dacă vrei să fii sănătos. Nu, nu. Nu, dacă îi dai, mănâncă și prostii, dar aici nu e nevoie, pentru că mănâncă ce trebuie. El, practic, orice acum fac ceea ce trebuie să facă ei în mod natural. Râmă, caută insecte, caută rădăcini, mănâncă iarbă. Nu-i molestăm cu inele în nas și cu din astea să le negăm abilitatea de a rămâne în pământ. Îi lăsăm să se manifeste. Iar pui și curcanii, pentru că m-ai întrebat, la fel, au spații. Pui, de exemplu, sunt în fiecare zi mutații. Ei sunt în niște cuști mobile, suficient de spațioase pentru ei. Ei trebuie să-i ținem închiși în cuștile respective, că sunt atacați noaptea de vulpi. Noi nu-i băgăm noaptea înăuntru, îi lăsăm afară. Și atunci îi ținem în cuștile astea, în fiecare zi se mută pe un perimetru nou mai în față. Curcanii au un gard electric din plasă care le dau un perimetru destul de generos. Pe ei mutăm aproximativ la o săptămână. Și porcii funcționează cu două linii de gard electric, cu două serme de gard electric, pe care le mutăm în funcție de cum vrem noi să le facem paducurile de mici sau de mari. O dată la 10 zile, 2 săptămâni, depinde cum arată perimetrul în care au fost mutați. Vlad, felicitări și mai am o singură întrebare. Cât de curată... Te așteptăm pe la noi într-o zi să vezi. Da, trebuie să vin. Cât de curată... Ceea ce e important, nu știu dacă mă mai auzi, Cristi. Te rog. Ceea ce e important de știut este că pui și curcanii acum sunt la final de sezon. Deci noi acum cam într-o săptămână, aproximativ 2 maxim, în funcție și de vreme, terminăm cu pui și cu curcanii pe sezonul 2021, facem stoc peste iarnă, congelăm, noi vindem doar marfă congelată pentru că nu conservăm carnea și atunci o păstrăm în congelatoare și vindem din stoc până în primăvară când începem din nou ciclul, scoatem din nou afară. Peste iarnă nu putem să creștem afară, e prea frig și atunci ar trebui să creștem înăuntru. Dacă i-am crește înăuntru, nu mai e nici pe departe aceeași calitate. Și atunci facem stoc peste iarnă și în primăvară începem din nou. Porcii rezistă, porcii creștem tot timpul anului. E adevărat. Ia uite, mă, ăsta micu este pus pe o găbjeală. Dar nu e foame, mă? Bine să-l gătească mai bine. Dacă o să vorbim cu Vlad să-ți aducă... 6 curcani, 50 de găini și 3 porci. Da. Avem o cerere de la bucătărie, Vlad. Porci, nu? Doresc cu America, am toată ferma ta, pentru că faci treabă foarte bună. Vlad Miriță, mulțumesc foarte mult. Felicitările mele pentru munca ta. Ne mai aude, Vlad? Nu. Da, Simona, transmite-i tu și finalizați. Dacă mă auzi, Cristi, eu nu te mai am pe tine în cască. Vă mulțumim pentru vizită. Ne-a prins întunericul și va trebui să mergem în casă, că avem un pic de mers până acasă. A pus de soare. Și te așteptăm pe tine în mod special să vii la fermă să te punem un pic la treabă. Așa este. Mulțumim foarte mult. A fost Vlad Miriță. Da, mă, dar este apus de soare cu porc sănătos, păi, în zare. Aia zic. Bio, da. Eco. Simona, aduce ceva la pachet. Hai, imediat. Domnul maestru, ce faci? Pe mine mă întreb? Adu-te, dumneata.
Maestru bucătar sau de care? Tu ești maestru în ce dorești tu. Deci, cum e rețeta ta? Ce ai făcut acolo? După deci, care vreau să-l întreb ceva pe Mădălin Voicu, o întrebare cheie de 2000 de puncte. Bun, hai să-ți spun. Patru feluri de brânzeturi, da. Așa. Care se amestecă cu un orez fiert, dar bineînțeles să nu mai aibă apă pe el, să nu fie apost. Se amestecă, se condimentează și se pune la cuptor. Noi nu avem cuptor aici, dar o să facem o baie marină, că e cam același lucru. Și apoi se servește. E ca o garnitură pentru curcanul pe care o să ți-l trimită Vlad. Dacă îl trimite. Dacă îl trimite. Am cerut bine. Am cerut bine. Da, am zis să mâncăm fără carne, că din sărbătorile. Mă gândeam că nu vă încurcați. Și o salată de rucola cu roșii șeri și gata. Da. E foarte bun. Am înțeles. Deci nu o să dau informația asta pentru că... Nu, nici am primit mesaj că n-am voie. Da, scoateți burtiera că când o să ne spună Ioana, o să ne spună ea. Atunci da, eu am zis că băfălesc. Știți tu cum ca... Da. Da, doamnelor și domnilor, deci mulțumim foarte mult, maestre. Ai văzut cum e treaba? Mersi. Mai pe la fermă, mai pe la bucătărie. Da, eu n-am mai văzut porc cu blană. Ai văzut? Porcul avea... Păi da, e porc sănătos, așa... Păi da, stai bă, că sănătos, nesănătos, dar bă, era mangalița, îl are blană. Combinație, vreo combinație. Ia uite. Nu m-am înțeles. Mangalița? E mangalița. Păi, și ăștia au blană? Da, vezi de ce n-ai făcut o avere, că nu te pricep la porci. Da, la blană mă pricep. Da, dar la blană totdeauna, da, are 7 copii. Mulțumim foarte mult, Mădălin Voicu. Câteva minute de publicitate și mai avem câteva chestii tari. O apariție rarisimă, doamnelor și domnilor, în studiourile TV, așa că vă invit să o vedeți pe cea care a fost sufletul celebrului artist de muzică populară Aurelian Preda. Vine alături de noi Ana Maria Preda. Bine ai venit! Bună seara! Bună seara, bună seara! Te rog să iei loc, Ana Maria! Pupăm, pupăm! Te rog să iei loc! Uite, ai două microfoane dacă ai nevoie! Te rog să iei loc! Domnul Bodochi! Ce faceți, domne? Arde orezul? Nu, orezul... Cum să arde orezul? Cine nu știu. Ce bucătar care să ardem orezul? Uite, l-am amestecat cu primul, cu primul și al doilea fel de brânză. Adăugăm gorgonzola și acum, ultimul coșcaval exact, afumat. Că e... Și ultimul coșcaval afumat și după aia îl mai lăsăm puțin în baie marina. Câteva minute și e gata. Bine, hai că mai vorbim imediat pentru că spre final o să vreau să... Câte kilograme ai dat jos? Câte kilograme ce? Câte kilograme ai slăbit, Marius? Nu știu câte, vreo 9. Așa, o să aflăm că... Deci e singur om care ar putea să slăbească cu 4 feluri de brânză. Poți să știi. Uite, eu cu Ana Maria știm că noi ne luptăm ca să fim așa. Da, bineînțeles, chiar îmi doresc să slăbesc câteva kilograme. Chiar m-am apucat de sport. Foarte bine. Bun găsit, Ana Maria. Bun găsit. Bine v-am... Suntem într-o perioadă în care, iată, vorbim din nou de muzica populară. Am văzut câteva secvențe cu tatăl tău prin interviu pe care l-a luat la vremea respectivă lui Petrică Mânțu Stoian. Pe de altă parte, mergeți acum cumva în spate și gândiți-vă ce este în sufletul unui copil în momentul în care omul care i-a fost lumină pentru atâta vreme a dispărut. Și știu că a fost o perioadă în care psihic nu ai fost bine și ți-a fost foarte greu, s-a pronunțat chiar cuvântul depresie. Cum ești? În ce fază ești? Dacă ai trecut, cum ești, Ana? În primul rând, într-adevăr, moartea tatălui meu m-a făcut să clachez foarte mult timp, dar iată că după atâta timp am reușit să-mi găsesc un echilibru și să-i duc numele mai departe. Cum? Care este secretul echilibrului? Foarte important. Cred că credința în Dumnezeu și singurul om care se poate ajuta pe el însuși este propria persoană. Psihicul nostru totul pornește de aici. Important este să reușim să ne controlăm. Este mai greu până facem acest lucru, dar nu trebuie să ne dăm bătuți. Știm că există un Dumnezeu acolo care ne veghează. Avem oameni aproape. Fiecare dintre noi trebuie să aibă cel puțin un om care ține la el și trebuie să ne legăm de oamenii care ne fac bine și în primul rând să fim, să credem în noi, să nu ne lăsăm doborâți de greutățile vieții. Pentru că până la urmă viața este trecătoare și dacă ținem cont doar de lucrurile rele din ea, s-ar putea să clacăm mult prea repede. Ai avut nevoie de sfatul unui specialist sau a fost un anumit gen de vindecare prin, prin a
prin ceea ce înseamnă natură sau a vorbi sau prin diverse activități? Cum ai făcut? Pentru început a fost puțin dificil pentru că nu am vrut să apelez la un ajutor de specialitate. M-am bazat foarte mult pe credință, pe mersul la biserică, pe vorbitul cu oamenii din viața mea. Însă, la îndemnul oamenilor care țin la mine, am zis să aleg și această cale, mai exact să merg și la un psiholog, un psihoterapeut. Am avut o perioadă și medicamentație, dar vreau să spun că efectiv nu am reușit să scap de atacurile de panică și de depresie prin medicamentație. N-ai reușit? Nu am reușit. Am reușit doar în momentul în care am plecat o perioadă din timp din România. Așa, asta v-am zis, că știu că m-am detașat, pentru o perioadă ai plecat, da? Da, m-am detașat și am mers, eu locuind aici singură, am ales să mă duc la familia mea, la mama mea mai exact, cei din Italia. Am stat o perioadă acolo. Cât ai stat acolo, mama? Am stat 6 luni de zile aproximativ. Așa. Am mers, am ajutat-o pe mama la restaurant, am încercat să ies cu familia, ce cu drăguț. Prietenii. Am încercat să fac tot felul de alte activități care nu țin de viața mea de zi cu zi din București și din România, care nu țin de muzică și de carieră, deși și muzica este un medicament pentru sufletul oricui. Absolut. Dar asta m-a ajutat cel mai mult, cred că oamenii de lângă mine și eu, pentru că mi-am dat seama că, domne, cât o mai pot ține așa? Ok, am suferit după tatăl meu, sufăr în continuare, niciodată nu o să mă acomodez cu acest gând, mai ales că problemele se țin lanț de mine și de orice om în această viață, dar sunt și lucruri frumoase. Cum spuneam, dacă ar fi să ne legăm doar de lucrurile urâte, probabil că... Apropo de probleme care se țin lanț, mai e ceva ce ar trebui să știm? S-a mai întâmplat ceva în ultima vreme? Nu s-a mai întâmplat nimic rău. Sunt fericită pentru că am început să-mi rezolv problemele și pe calea aceasta după moartea tatălui meu. Mă refer la succesiune, la lucrurile materiale. Așa, la... cum stau lucrurile în acolo? În momentul de față am reușit să deschid succesiunea. Sunt foarte fericită. A fost mai greu pentru că eu am avut parte de un testament care ulterior am aflat că nu este valabil și a fost o procedură mai fantastic. Complicată. Tatăl meu a și avut o moarte fulgerătoare. Nu s-a pregătit. Da. Dinainte și mi-a fost mai greu, dar din fericire am reușit să găsesc un echilibru. A, bun, deci și până la urmă cum s-a rezolvat cu testamentul? Până la urmă s-a putut fi autentificat? Nu, din păcate nu, mi s-a spus că nu este valabil. Acel testament era scris la calculator cu 3 semnături, martorii respectivi nu au fost găsiți, scriși pe foaie. Nu știu ce s-a întâmplat exact, cert este că eu fiind unicul moștenitor am reușit să deschid această succesiune. Grozav. Pe de altă parte, a fost un moment foarte important despre care vă poate vorbi acum Ana Maria, și anume că pentru o lungă perioadă de vreme tu nu ai putut să intri în camera tatălui tău, da? Așa și a venit este. Momentul în care ai putut. Cum a fost? Cum ai reușit? Mi-a cum ai reușit să scap greu. De această povară sufletească? Mi-a fost foarte greu. Încercam, mai aveam momente când plângeam foarte tare și simțeam nevoia să intru în acea cameră, dar aveam și o teamă și o frică. Nu eram învățată cu gândul că nu mai este, că nu mai văd prin casă. Și cred că ceea ce a făcut ca eu să reușesc să intru în camera tatălui meu este dorința arzătoare de a-i simți prezența acolo unde el a dormit. Pe lângă asta vreau să spun că mi-am luat un cățeluș, un animal de companie, acum 3 ani de zile și a fost necesar să stau cu el izolată, cum ar veni, în partea cealaltă apartamentului, adică în camera tatălui. Așa m-am obișnuit și mai bine că acolo nu dorm nici în camera mea, nici în sufragerie. Îl visezi? Ți-a dat semne după? Da, l-am visat de foarte multe ori și în cele mai grele momente parcă nu se mai arăta. Adică îl visam atunci când mi era bine și când aveam nevoie și strigam ajutor, parcă nu mi se arăta. Nu-l visam și pe lângă asta nu simțeam ajutor din partea lui Dumnezeu. Simțeam că orice rugăciune pe care o fac e în zadar. Dar mi-am dat seama că disperarea unui om este lucrul care îl face să clacheze. Și atunci, odată ce tu ca om disperi în ceea ce se întâmplă, s-ar putea să nu mai primești niciun semn și să nu mai vezi nimic în jurul tău. Chiar dacă Dumnezeu îți dă semne, chiar dacă tatăl meu mi s-a arătat, nu mai vezi nimic. Și atunci trebuie să iei lucrurile cu calm. Ți-a spus lucruri anume, interesante, de pomenit în vis? Nu mi-a spus, doar mi s-a arătat și știu că mi s-a arătat. L-am visat de foarte multe ori că învia. Nu știu ce reprezintă acest lucru, însă cred că dorința mea de a-l vedea viu. Dar niciodată nu mi-a vorbit. Doar se uita la mine și îmi zâmbea. Foarte frumos. Poate că e un semn bun. Uite, o imagine de colecție, da, cu Aurelian Preda și cu Ionela Prodan.
iată, în ultimii ani am pierdut foarte mulți oameni. Momente de tandrețe, uite, poze foarte frumoase cu așa este, cu acea poză era de la Mănăstirea Dervent, chiar vreau să-i salut pe toți cei de la Mănăstirea Dervent, acolo unde tatăl meu este înmormântat. Și vreau să menționez faptul că, deși am trecut prin momente foarte grele, sunt fericită că pot să apar acum la televizor și să zâmbesc din nou și să înțeleagă cei de acasă că eu nu am apărut niciodată să mă victimizez la televizor. Dacă am fost invitată să-mi spun povestea vieții mele și să fiu un exemplu pentru cei de vârsta mea, am încercat să o fac. Iată că am și lucruri frumoase de prezentat, de asta astăzi am venit și cu într-o perioadă în jurul tău se țeseau tot soiul de povești astea științifico-fantastice, incredibile, cu oameni care mai degrabă profitau de voi din senzație. Au fost și foarte multe lucruri au fost adevărate, lucruri care se rezolvă pe cale legală în acest moment, dar am învățat să nu mai iau lucrurile deodată și să le fac pe rând. Și asta fac și acum. Încerc să mă ocup mai întâi de mine și să mă pun pe primul loc ca să pot să fiu liniștită, să nu mai trec prin ceea ce am trecut, pentru că nu mai vreau să ajung acolo niciodată. Atenție mare însă! Ana spune un lucru important acum. Și vreau să vă atrag atenția asupra lucrurilor următor, că o descoperim. Mi-aduc aminte că vorbeam cu una dintre prietenele lui... lui Petrică Mâțu Stoian și din miile alea de oameni la un moment dat, la prima seară de priveghi, erau 4 oameni lângă la căpătuiul lui Petrică Mâțu Stoian. Deci oamenii au venit, dar au venit mai degrabă la final, când era multă lume, când erau fotografii. Despre asta o să mai vorbim cu siguranță. Câți prieteni erau la ziua ta? Ai avut o aniversare la care câte 100, câți erau? La majoratul meu. La majoratul tău. Au fost peste 120 de persoane. 120 de persoane. Da. Dintre care acum pot să-i număr pe degete. Vorbesc și despre artiști. Artiști care mi-au fost alături atunci. Atunci erau pentru că tatăl tău era Nu era în viață. Nu era în viață, doar că era perioada imediat de după. Aha. Adică tatăl meu a murit în 2016. Primii 2 ani din viața mea au fost plini de oameni, plini de sfaturi, plini de compasiune și de promisiuni. Care mai de care, că mă va ajuta, că voi avea evenimente mai multe, că mă vor recomanda mai departe și așa mai departe, cu studiouri, etc. Oamenii ăștia te-au ajutat pe bune? Sau numai cu vorbele? Nu, asta și spun. Pentru că 2 ani de zile am fost ținut așa doar de promisiuni și de vorbe. Eu nu judec pe nimeni, nimeni în această viață nu este obligat să te ajute. Nimeni nu are nicio obligație față de nimeni. Însă am rămas cumva dezamăgită, pentru că țin minte când tatăl meu era în viață, era în viață câți oameni roiau în jurul lui, ba pentru o emisiune, ba pentru un eveniment, ba pur și simplu pentru publicitate. Lucru care în zilele noastre, adică cele de acum, nici măcar un mesaj de ești bine nu mai primesc, pentru că nu-mi doresc să, nu am nevoie de ajutorul nimănui. Consider că tatăl meu mi-a lăsat numele de care am avut nevoie să-l duc mai departe și ține de mine. Sunt oameni pe care i-ai căutat și acum nu-ți mai răspund? Pe care i-am căutat și nu mai îmi răspund, care nu m-au mai căutat de foarte mult timp. Chiar ai menționat de regretatul Petrică Mâțu Stoian, Dumnezeu să-l odihnească, o mare suferință pentru muzica noastră și pentru toată România. La mormântul tatălui meu și la mormântarea tatălui meu au fost mii de oameni și se poate vedea din toate filmările din trecut și așa mai departe. Și mă uit acum în jurul meu și știu că pot să-i număr pe degete. Și rămân șocată de faptul că, într-adevăr, oamenii vin și pleacă din viața noastră. Doar că uneori te aștept să și rămână. Cred că îți dai seama că, de fapt, oamenii ăștia trebuiau să fie. De fapt, ăștia erau singurii sinceri. Restul nu. Așa este. Da. Hai să vedem, doamnelor și domnilor, apropo de slăbit, vreau să știu și eu, deci, domnul Bodochi. Da. Ca să nu zic direct maestru. Da, spuneți. Cum ai slăbit 8 kg? Care pe cuvânt nu se văd, deci arăți foarte bine. Bine, foarte simplu. Eliminăm pâinea, da? Eliminăm orice fel de alcool și zahărul și mergem la mișcare. Atât. Am înțeles. E foarte bine. Asta înseamnă că nu mai înseamnă că ești și echilibrat din punct de vedere sufletesc, emoțional. Normal. Că altfel normal. Nu poți așa. Normal. Fără echilibru ești pierdut. Fără echilibru ești pierdut. Și te îngrași. A? Și te îngrași. Și te îngrași. Și tu te-ai îngrășat puțin. Hop.
Opa. Ce ai, mă? Opa. Mergem la sală, gata. Bă, deci nu se lasă, bă, bă, până când nu mă tachinează, nu se lasă. Da, bă, m-am îngrășat că mi-e bine aici la Prima TV, mă. Da. Da, bă, mănânc seara de plăcere, băi. Rușine. Păi câte meniuri sunt aici, se fac. Să știi că ăsta micul Moris îți zâmbește, pentru că el abia așteaptă să-ți mănânce toată mâncarea. Eu sunt primul care degust. Da. Aici să vină. Da. Râdem, glumim, dar în momentul acesta invitata noastră, cea talentată și plină de înțelepciune la o vârstă foarte fragedă, pentru că așa i-a oferit viața ocazia, vrea să vă ofer o piesă absolut superbă, așadar să o ascultăm și apreciați-o și chemați-o acolo unde trebuie și unde este de cântat, pe Ana Maria Preda. Nu știu de ce am crezut în vorba ta, te-am ascultat cu inima. Îmi plăcea cum mă linți, credeam când spuneai ce simți. Nu știam atunci că tu mă minți, n-am crezut că am să sufăr așa rău. Pentru viață.
Hai că a fost bine și azi. Nu uitați, mai aveți câteva ore, foarte puține, ca să votați pentru concursul Avem Grijă de Sănătatea Ta, Prima TV și Sanopas. Îți propun să intri pe pagina de Facebook Prima TV și acolo să scrii la postarea legată de acest concurs cum scap de febră musculară. Uite, domnul Moris a votat, Iulian a votat, Marius Bodochin are febră musculară pentru că el este din Olimp. Deci... foarte frumos, intrați acolo, 7 abonamente festival, acces la peste 900 de clinici și peste 100 de săli de fitness într-un singur click, aplicația, în aplicația Sanopas. Nu uitați, mâine anunțăm câștigătorii acestei săptămâni. Păi ce dorești? Cu TV Mania, cu treaba noastră, cu uite, vezi, mi-a adus aminte și Ioana și Moris. Nu uitați, vă rugăm să votați pe site-ul TV Mania. Suntem nominalizați la cea mai bună emisiune din timpul zilei, da? Mulțumim pentru nominalizare, vă rugăm să ne votați dacă vă place de noi. Și dacă vă place de noi, vă place și de programul de teatru pe care l-are Marius Bodochi, deci maestre. Mergem, mergem. Ce da, spectacole mergem. Ai? Risotto e gata, a fost păi, deja, a dispărut, mamă, echipa a mâncat. Cât de bun e. Ce spectacole am eu? Da. Multe. Mâine seară la Național, bârfe, zvonuri și minciuni. Poi mâine tot la Național, Omul care a văzut moartea, Victor Eftimiu. Și marți la Constanța mă duc împreună cu Maia Morgenstern să jucăm Elixir. Maestre, mai ești foarte frumos. Pe da, mine nu mai ia. Păi da, stai o secundă. Doamna păi... Morgenstern e puțin bolnavă, nu? Nu, nu, i-a trecut, domne. I-a trecut, da? Păi... ah, i-a trecut, foarte bine. Doamnelor și domnilor, avem la final. Mulțumim foarte mult, Marius. Senzațional risotto cu patru feluri de mâini. Mulțumim doamnei Florina Cercel de acolo, de unde te-a învățat. A fost Marius Bodochi. Simona Rușcu are o piesă foarte frumoasă pentru voi acum.
Vedeți cum apare o făptură frumoasă și melodioasă, cum toți băieții încep să danseze. Mulțumim, Simona, ai fost primită cu foarte multă căldură de această comunitate de bărbați. Mai vrea să mai gătim o rețetă, dacă tot vrei acum pentru Simona să mai faci o rețetă. Ceva Simona dulce. Ruscu. Ce anume? Simona Ruscu, nu Ruscu. Ruscu. Miel la Paște e rezolvat, da? Porc la Crăciun, că e mai aproape. A, bine, merge și porc de Crăciun, nu porc de asta verde. Poftim de Simona Ruscu, doamnelor și domnilor. Îi mulțumim foarte mult pentru această apariție foarte... Am să o invit în bucătărie să guste și o provoc și la o gătelă. Da? Da. Poate învăț și eu, da. Hai, poftim, da? Da. Eu, Simona, dacă vrei să mergi alături de distinsi maestri acolo... Mergi cu încredere că am gustat și e foarte bun. Super. Am înțeles, da? La ora asta nu se mai mănâncă, cel la ora puțin. Asta nu se mai mănâncă, dar se gustă. Dar la ora asta se mănâncă, pentru. Uite, gust cu mâna dreaptă ca să intru cu dreptul în casa lor. Este făcută cu mânuța maestrului Bozochi, ca să vezi exact cum e. Dar ia și o frunzulică. Uite. Ia și o frunză. Ia-o din la mine aici. Așa, bravo. Eu vreau și o roșie. Și o roșie. Deci nu știu de ce se întâmplă exact același lucru de ani și ani de zile. Face ceva Marius Bodochi și femeile din jurul lui fac așa. Da. Sincer, eu când merg la restaurant de multe ori comand doar garnitura. Adică dacă aș găsi așa ceva, eu aș comanda. Fără nimic altceva. Ne spui salată unde mergi. Ne spui unde mergi și aștept suntem la recomandare. Da. Aștept eu recomandare de la voi unde să mergem. Da. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Ne vedem mâine cu multe alte surprize, cu alte bunătăți editoriale, mondene, gastronomice, după buget cu anefonică. Toate bune, ne vedem mâine. La revedere!